Vizele pentru America. Așa, după cum bine știți, România se află printre țările din Uniunea Europeană care încă, ai cărei cetățeni încă nu pot călători în Statele Unite fără viză. Acest lucru se întâmplă din cauza unei formalități. În legislația americană, nord-americană, mă rog, eliminarea vizelor se face respectând niște criterii. Singurul criteriu pe care România nu-l respectă în momentul de față este rata de refuz în cadrul interviurilor pentru viză, care trebuie să fie sub 2 sau 3%. Deci din 100 de oameni care se prezintă la interviu pentru viză, 2 sau 3, nu știu exact, maxim trebuie să nu corespundă, să nu primească viza. Ori la noi, rata este undeva între 9 și 10%. Ceea ce este imens. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că din 100 de oameni, 9 sau 10 se prezintă la interviu crezând că e ca la loto. Crezând că hai că vin, hai că mă îmbrac bine, mă parfumez, mă șprez, pun niște bani în bancă și gata, am luat interviu. Ori treaba nu este așa, pentru că gândiți-vă, mai ales acum, suntem în 2021, inteligența artificială câștigă din ce în ce mai mult teren, se perfecționează din ce în ce mai mult. Algoritmii sunt din ce în ce mai rapizi, dacă pot să spun așa. Și vă dați seama, ambasada Americii, cea mai șmecheră țară din lume, să n-aibă așa ceva? Știți cum funcționează totul? Ei au niște butoane. Ți-au pus niște întrebări tipice. Ai dat răspunsul care nu trebuie. Pang, se aprinde butonul roșu. Ți-a mai pus o întrebare. Dacă se mai aprinde un buton, la revedere. Să vă dau un exemplu. O cunoștință vrea să plece să viziteze America. Mă rog, intenția declarată, asta era, că nu asta era scopul, asta n-am de unde să știu. Și se duce la interviu pentru viză și zice, ia, cu ce meserie ai? Păi, ospătar. Aha. Pe unde ați lucrat? Păi, prin România, prin Germania, prin Franța, prin Anglia. Aha. Și doriți să mergeți în Statele Unite pentru turism, să vizitați America, da? Da. Mai luați dumneavoastră o pauză și mai reveniți altă dată, că acum nu e voie, uitați, sunt... vă trimitem pașaportul prin poștă, fără viză, dar banii ăia 160 de dolari, ăia rămân la noi, pentru că data viitoare învățați să... că trebuie să veniți, sunteți aici, ca să ne demonstrați cât se poate de clar că vă întoarceți. Și dumneavoastră reprezentați un risc foarte, foarte mare. Deci, problema este că din 100 de oameni care se prezintă la interviu pentru viză, 9 sau 10 nu sunt informați cu privire la ceea ce presupune acest interviu. Iar acest interviu nu presupune nimic altceva decât un proces prin care tu trebuie să dovedești cu subiect și predicat că la capătul sejurului pe care vrei să-l întreprinzi în Statele Unite, te întorci în România. N-ai demonstrat asta? Pa! No, no visa for you. No visa for you. Ca la ăla cu no sub for you. No visa for you. Așa, bun. Și acum să vă spun motivul pentru care eu nu mă duc la interviu pentru viză niciodată, ever, și cu ocazia asta, chiar dacă nu implicit, chiar dacă îmi doresc foarte mult să ajung acolo într-o zi, să văd live lucruri pe care le-am văzut doar în filme. Până când vizele nu vor fi eliminate, eu nu voi vizita America. De ce? Pentru că, din principiu, nu mă duc să dau 160 de dolari
pentru a cere permisiunea cuiva să cheltuiesc bani într-o țară anume. Cu 160 de dolari, slavă Domnului, sunt multe lucruri minunate din România pe care încă nu le-am vizitat și pot folosi în acest sens, punând și suma deloc neglijabilă pe care o dau pe avion până acolo, punând și suma deloc neglijabilă pe care aș da-o pe cazare acolo și pe alte lucruri. Cred că o bună parte din locurile minunate din România pe care nu le-am văzut încă pot să le bifez și să le pun așa un V. Danet, cum ar veni. Ok. Păi, sper că v-au fost de folos aceste informații în cazul în care vreți să vă duceți să susțineți un interviu pentru viză. Și, na, să sperăm că ăștia ai noștri vor face și ei o campanie de informare, să nu se mai ducă la viză, pentru că până la urmă asta este problema. Se duc la viză prea mulți care nu au nicio șansă să obțină. Crește procentul care ne trage în jos și ne depărtăm de acei 2-3%, marja aceea de 2-3% în care trebuie să ne încadrăm pentru ca Statele Unite să ne elimine vizele. Ne mai auzim. Pa!